După ce au petrecut de Crăciun, constanțenii și-au adus aminte și de datorii. Contribuabilii au profitat de faptul că oficiile poștale mai sunt deschise doar 2 zile și au venit să-și achite restanțele pentru a scăpa de griji. Nu rămân datoare pentru anul următor, să mă găsească anul nou cu totul achitat, și întreținere, și factură, și tot. Asta e un abonament care pentru Atlas. Se intrați fără datorii. Normal, fiecare își dorește treaba asta, numai să dispună de bani, aia e important. Aglomerația din oficiile poștale s-a datorat și faptului că foarte mulți constanțeni au trimis sau au primit colete în această perioadă. Bani pentru o nepoată, că e un pic nevoiaș. Și m-am gândit că după sărbători sau pentru anul nou să aibă și ei ce să mănânci, că altceva nu se mai face. E foarte greu la țară. Cei care doresc să-și achite facturile înainte de anul nou mai au doar câteva zile la dispoziție. Vineri oficiile poștale au program normal, iar luni 31 decembrie sunt deschise în intervalul 8-13. De altfel, la Serviciul de Taxe și Impozite Constanța, în perioada 27-28 decembrie 2012 și 3-4 ianuarie 2013 vor funcționa ghișeele speciale care vor asigura servicii fiscale de urgență, respectiv încasarea amenzilor contravenționale în termenul legal de plată, încasarea taxelor judiciare și extrajudiciare și eliberarea certificatelor fiscale numai contribuabililor care nu au debite la bugetul local.